Mama, zic că sunt în Matrix, am pușcă omul să vezi cum mă feresc. Bagă! Nu ești, bă, Matrix. Ești părintele Teodosie de la mănăstirea Salba. Teodosie? Da. Păi tu acum când te uiți în oglindă, pe cine vezi? Vezi pe Gianni? Nu, îl vezi pe părintele Teodosie de la mănăstirea Salba. Am înțeles, gata, am înțeles. Teodosie să fie atunci, dar bă, fii atent. Până diseară vreau să fie frigiderul plin. Hai, zi, mai departe. Așa, ce mai fac? Deci mai departe situația e așa. Pe părintele ăsta nostru de aici din sat, l-a convocat prefericitul la București. Înțelegi? La lot. Căci că face asta acum la catedrala asta nouă, un spectacol mare cu și ăsta nostru cântă frumos. Am rămas postul liber. Și m-am gândit să-l ocupăm noi. Că dacă e ceva de ciugulit, să ciugulim noi, să nu ciugulească alții. Deci ce trebuie să facem mai exact? Păi ce face popa de Crăciun? Intră în casă, băbele-i pe pămâna, îi dă darul, plecăm și gata. E greu? Păi nu e greu deloc, dar de ce nu faci tu singur asta, mă? De ce mai combina și pe mine? Păi bă, Gianni, eu dacă dau ochiare ăștia jos, eu sunt ca cârtița la soare, mă izbesc de perete și mă umplu de cucuie. Dacă îi pun, acum mă recunoaște lumea. Deci nu pot să fac combinația singur. Că mă știe lumea. Că dacă puteam să o fac singur, o făceam singur, mai apelam la tine, stai liniștit. Așa da, așa da. Deci, ia zi-mi să stabilim niște chestii de la început. A. Știi o rugăciune? Tatăl nostru sau ceva? Bă, acum știi când eram mic, vă spun sincer, pe cuvântul meu, deci știam titlul și cu prima strofă, bine de tot, era deci, la perfecțiune, înțelegi? Dar acum dacă n-am mai recitat-o de mult, nu mai am uitat altceva dacă e să te ajut. Înger așa meu, ca să mai scurt. Nu, no, nici pe asta nu știu, mă, și eu zic sincer, pe asta nici n-am vrut să-mi văd, n-am vrut să-mi văd niciodată. De ce? De ce? Păi cum de ce, bă, dacă mă milogez de cineva, mă duc direct la șeful mare, îl atac pe șeful mare, nu pe aia de sub el, înțelegi? Că până ajunge informația acolo sus, mecanice greșit, înțelegi, că la telefonul fără fir, știi? Adică eu vreau mereu și mă trezesc cu pionez. Păi, na, și după aia de ce să am eu discuții că am primit pionez de la Dumnezeu? Ce faci, mă, Gianni, nu e bine? Nu e bine, Doamne, că eu vreau mere. Păi cum, mă, că mie mi-a zis pionez? Cine, Doamne? E îngerul cu tare care a vorbit cu îngerul cu tare care a zis cu tare că te-ai rugat de el. Bă, dar cum vorbește, mă, îngerii ăștia între ei? Adică? Adică cum stă ei de vorbă așa unul cu altul, cum stăm noi acum? Că tu stai seama, trebuie să fâlfâie de aripile alea ca să țină sus. Păi, da, fâlfâie. Păi da, și tu stai seama ce gălăgie e acolo, mă, că trebuie să fie greu să dai dândita mai aripile, că na, trebuie, e și aripi mare, înțelegi, că nu merge cu aripi mici ca la vrăbioare, înțelegi? E îngerea aia, e văzut și tu, dita mai oameni. Că tu stai seama, tu stai așa pe loc și stânga-dreapta în urechi auzi motoarele de la aripi. Vă, păi nici dacă stă ăla în fața ta, nu l-a văzut, mă. Nu stai seama, e ceva? Cum? Nu înțeleg! Păi dă aripile alea mai încet! Pe cum să le dau mai încet, că pică și nebun la cap! Nu stai ce și la îngerea și vreau să mă gândesc. Toți răgușiți că vorbește tare. Chiar mă, cum cântă-i mă așa frumos, cum zice lumea, dacă ei sunt răgușiți tot. Zici și mie, explică și mie chestia asta. Și fii atent, îți mai pun o întrebare de 10 puncte, că poate tu ești mai la curent, că mie mi-a tăiat cablul, înțelegi? Deci cât simt că ai putut avea îngerii la aripă? O fi mai tare ca Logan? Că ai tăiași. Mai zăpun și de tot, lasă-l dracu de Logan, că noi nu de Logan vorbim acum. Zi-mi dacă știi vreo rugăciune ceva. Știu un cățeluș cu părucrez dacă ajută la ceva. Mamă, mă omor, Gianni. Mă. Zi Crăciun fericit. Crăciun fericit. Bravo, mă, asta e. Atâta zici. Hai să mergem cu oare să pe drum. Cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.